și ei știu asta. Am prieteni bune aici, așa că e o seară cu accente magice, pentru care vă mulțumesc că simt vibrația de cum am intrat. Prietenii ne-au primit așa cum știu ei. Lugujul este un centru cultural care, acum, chiar dacă e puțină exagerare, concurează, dar concurează bine Timișoara. Cred că vreți să vă mutați la Lugoj. Da, știți că la voi e o concentrare de evenimente culturale și de oameni foarte talentați, foarte implicați, foarte consecvenți. Fără, n-am auzit să fie, știi cum se practică în literatură, grupurețe, certuri, mă rog, orgolii, ifose de prestigiu și așa mai departe. Și asta nu spun doar de la mine. Să știți că am fost într-un cerc în care erau și bucureșteni și culmea și ei au recunoscut. Da. Privind în timp, nu numai azi, în timp, Lugojul este înscris spre arta culturală a Banatului cu insemne absolut particulare, chiar incomparabile și datorită istoriei culturale a orașului și chiar suntem într-un loc istoric. Asta nu ține de complezanță, este pur și simplu un adevăr. Și un motiv în plus de a iubi și de a estima pe lugojeni pentru această atitudine de verticalitate în fața vieții culturale care a avut meandre, are, așa e timpul, așa sunt vremile, dar ei rămân în continuare cu perseverență, cu talent, cu onestitate să își aibă un loc pe care îl câștigă pe merit în această viață culturală extrem de altfel colorată, nu doar în Timișoara, nu doar în Banat, peste tot, nu ne adresează tot felul de informații culturale, dar Lugojul este absolut distinct, pentru asta vă iubesc în plus. Am bucuria de să vă întâlnesc și tare am fost încântată când am primit invitația că voi întâlni din nou prietenii mei, pe Adriana, pe Nico, pe Ela, deși nu ținem legătura, dar suntem în consonanță, cred. Admirabilul domnul Giorgione, care la nivel național se știe că nu mai are nevoie de cuvintele mele. Toma Nicolae, pe care știm din vremea taberelor literare și când era un personaj, mă rog, calat mai mult pe ironie și așa, versul Jucăușe a devenit un înțelept poet acum. Așa. Deci, dragii mei, am publicat un volum intitulat Tatuaj interior la editura lui Daniel și pentru că a fost, în primul rând, eu știu, vizual impresionantă, a făcut Tova Tomiță o copertă, încât în clipa când a văzut-o, domnule, n-am știut cui să-i sar de gât să-i mulțumesc. Așa că acea copertă, în primul rând coperta, a făcut niște drumuri importante. Se află acum la Montreal, e la Ottawa, în Canada, e la prieteni prin țară. Ce semnifica era o proză jurnalieră din perioada pandemiei, în care eu am încercat să-mi fac prietenă singurătatea. Multă lume a fost singură în pandemie, dar eu în mod special. Singură într-o casă destul de mare, izolată, văzând la geamul dinspre mor, văzând la o cealaltă terasă mașinile de poliție care non-stop erau cu luminile aprinse și asta nu îți dădea chiar o stare teribil de plăcută. Este o carte care poate cândva va fi doar așa, o trimitere spre ceea ce au simțit unii dintre noi cândva atunci, din păcate, așa a fost situația.
Oricum, cartea nu să vă închipuiți că este tristă acolo și plină de lacrimi. Din contră, sunt niște consemnări ale unor trăiri interioare, dar și date despre ceea ce se întâmplă. Asta este tatuajul interior. Singurătatea mai mea... Mai are și ironie, mai are și umor. Da, are de toate, da. Singurătatea mea juca atunci niște roluri foarte interesante. Am descoperit-o. Când era bățoasă, furioasă, agasantă, când era puternică, spătoasă, gata să mă poarte pe brațe, să mă salveze, un personaj. Era un personaj. O a doua carte care a apărut anul acesta, în luna martie, este o carte în care am adunat cele mai importante și pe care am reușit să le păstrez, cronici literare, se numește Cronici, dialoguri și... Interviuri. Nu dialoguri, cronici... Nu, cronici, interviuri și nu mai știu cum. Așa. Am niște, da, niște note de, să zicem, de memorie literară, câteva din lansările de carte făcute de mine prin Israel, prin alte părți, Franța, Austria, Madrid și așa mai departe. Și acolo fiecare este o poveste. Mă rog. Daniel mi-a făcut bucuria ca această carte să apară și să mi-o ofere în mod surprinzător în 18 martie, când a avut loc lansarea romanului Rotirea neamurilor la Senatul Universității de Medicină. Și asta a fost surpriza, că era lansat un roman și el a venit cu cartea aceasta, în care am zis că se pierd aceste opinii ale unor colegi de breaslă care au notat despre cărțile mele, așa cum vi se întâmplă și dumneavoastră. Iar eu, fiind o exemplară persoană dezordonată în aceste direcționări, a strânge hârtiile, a le înmagazina, a le îndosaria, am zis, hai să salvez ce se mai poate, că și așa le pierd, multe dintre ele s-au pierdut. Asta este colaborarea mea cu Daniel. Cronici, dialoguri, confesiuni. Așa, confesiunile erau lansările de carte, de temiri unde, din lume, care fiecare își are o poveste și, practic, singurul câștigat nostru, cred că este după o lansare de carte, această, să-i spun, bulă sau o bulă, mă gândesc la ceva închis, așa ca un rotund, emoțional, pe care îl purtăm după aia cu noi. Alt câștig al autorului, cel puțin pentru mine, nu cred că este. Eu niciodată nu îmi vând cărțile, totdeauna le ofer. Și acum la medicină, cel a intrat pe ușă, a primit un volum,